Telinița sau Artemisia annua sau mătura raiului. Îi zice mătura raiului deoarece, după cum observați, este asemănătoare cu o mătură și la mine în Cobia Dâmbovița, când eram copil, măturam cu această plantă. Este o plantă teribilă, din păcate nu prea este cunoscută la noi în România. De ce este teribilă? Deoarece chinezii o folosesc contra malariei de aproximativ 2000 de ani și ca drept dovadă, în 2015, o doctoriță chinezoică a luat premiul Nobel pentru chimie deoarece a tratat milioane de oameni contra malariei cu această plantă. Dar și în zilele noastre este pe lista medicamentelor pentru combaterea COVID-ului. Se fac studii în Germania pentru a vedea dacă este foarte bună contra COVID-ului. De bună este bună, deoarece în Africa se consumă ca cei și ca medicamente și combate eficient COVID-ul. De asemenea, de ce mai este teribilă? S-au făcut studii. Deci, atenție, pentru cei bolnavi de cancer, s-au făcut studii și s-a constatat că medicamentele din această plantă pot să combată 98% din celulele canceroase. Deci 98%, bineînțeles, sub indicația unui medic, deoarece se ia cu un supliment de fier.